surpriză, asta nu e surpriză, asta e o rușine. Mi-e efectiv rușine să port ce am pe mine. Așa ceva n-am întâlnit în viața mea, n-am ce să spun, îmi pare foarte rău. Fetele care, o echipă care e plătită la zi, nici măcar nu merge să atace poarta. Ți-e frică să te uci, să treci, ce mai poți să spui? Nu am cuvinte să explic ce s-a întâmplat, nici nu pot să explic. Nici nu caut scuze să explic. Mi-e efectiv mi-e rușine să stau aici. Speranțe sigur că am. Dar trebuie prima dată fetele să uite în oglindă să spună ce vor să facă. Să joace handball sau să stăm să ne uităm ce fac adversarii. Da, n-am avut niște meciuri tocmai bune nici până acum. Nu ne așteptam la rezultatul ăsta. Noi ne-am dorit să dăm tot ce avem mai bun. Am luptat, atât s-a putut astăzi. Nu știu, prea multe nu sunt de zis. Adică, noi în continuare încercăm să ne mobilizăm, să rămânem puternice cât se poate și normal că ne gândim la victorie, să dăm tot ce e mai bun cu Galați. Noi ne-am dorit foarte mult să câștigăm și să ne câștigăm dreptul de a juca în Liga Florilor, deoarece noi am fost o echipă din cele patru controversate care au promovat, nedesfășurând turneul final de promovare, iar eu și fetele ne-am ambiționat foarte mult ca această echipă care ar firmez la turneul final de la barajul de promovare, aceeași echipă să debuteze și să își demonstreze calitățile și să arate că munca lor este o muncă care poate da rezultate. Și iată că astăzi este o fericire mare. Poate eu nu arăt, dar este un entuziasm foarte mare și mă bucur foarte mult în această victorie. Le felicit încă o dată. Da, în primul rând avem o zi în care va trebui să ne recuperăm fizic. Am avut acel ghinion cu cele două săptămâni de inactivitate pentru 9 fete, iar eu am gândit pregătirea așa fel încât acest meci să fie tratat ca și energie pe maxim și forma să fie cât de cât atinsă. Iar acum speranțele mele, ca pentru jocul cu Craiova, este să mai avem prospețimea necesară să putem face un joc cel puțin la fel de bun cum au fost cele două jocuri din debutul acestui turneu cu CSM București, respectiv cu Măgura Cisnădie. Ne-am dorit foarte mult acest meci. Nu pot să spun că a fost o surpriză, dar am muncit foarte mult și s-a văzut cine și-a dorit cel mai mult la acest meci. La următorul meci ne dorim să jucăm cum am jucat acum, chiar mai bine, dacă se poate, și să fim sănătoase. Asta e tot ce contează.